Eu și femeia suntem orfani, am radicat și o ocazie cu ce am putut și noi. Suntem doi copii orfani. Este ora 9 dimineață, temperatura afară este cu minus și astăzi pentru noi este o zi extraordinară, pentru că familia Chirar, începând de astăzi, o să aibă o nouă locuință. Cum erau lucrurile atunci? Erau pereți ni făcuți, pe jos ni nimica, poduri ni făcut, stăteam cu prelate, pături în geam. Păi e o diferență între pături în geam și geamuri teropan? Da, foarte mult. E o diferență foarte mult. Ce ai lucrat, Adi? La gunoi. Ce ai făcut la gunoi? Am 24 faetoni de gunoi de cal la un om la mențat. Și cât te-o plătit? 30 de lei. Căruța? Da. Un cacat, un prăștie, pe fratin. Cât a luat ca să cari 4 faetoane? O zi. Adelina, spune-mi, te rog, care e locul de care vă bucurați cel mai mult la ora actuală, după condițiile astea care sunt făcute la casă? Ne bucurăm de sobă, că avem sobă, că e cald la copii și nu sracesc, și de parchet, de geamuri, de ușă, de tot ce e în casă. V-ați imaginat vreodată că o să fie toate lucrurile astea pentru voi? Nu. Chiar stăteam într-o seară și vorbeam cu Adi și am zis că când reușeam noi să facem așa? Niciodată. Am înțeles că voi nu ați avut sobă și stăteați în frig, petreceați da. În frig înainte. Am avut o sobă de tablă și doar cât faceai foc, ținea foc. După aia era rece, era frig. Adelina, câte clase ai? N-am nicio clasă, că n-am umblat la școală, că am rămas orfană de mică și... Nu au avut cine să-mi poarte grijă, să mă dăie la școală, să umbi cu mine pe tot. Am înțeles. Adi, tu câte clase ai? Eu n-am nicio clasă, sunt clasa 0. Că dacă n-am avut cine să mă dăie la școală, cine să mă conduc, mama a murit, eu am rămas, m-am crescut frații, n-am avut cine să mă poarte la școală. Am avut un accident de mic, cu capul, s-a temut să mă dăie la școală, frații. Voi n-ați avut nicio posibilitate să faceți școală, dar uite, aveți doi copii. Da. Noi v-am ajutat aici fără să vă cerim nimic, nu v-am pus nicio condiție. Da. Dar ne-am bucurat dacă ne-ați face o promisiune. Să promiteți că o să dați copiii la școală și o să faceți tot posibilul să-i susțineți. Da, da. Am zis să scriu o petiție la grădiniță, care e 4 ani, împlinit am pe 24 noiembrie. Împlinit 4 ani și am să dau la anul, la grădiniță, că am cu gripa asta, nu e închis tot. Ce o să țină de noi să vă ajutăm cu papuci, cu... haine, cu cele necesare, cu rechizite pentru copii la școală, noi o să facem tot posibilul ca să le aveți. Da. Da. Voi doar să vă țineți de promisiunea voastră și copiii să meargă la grădiniță, bine? Da, să dau fetița, că băiețelul e prea mic, care e 2 ani și 4 luni. Care e cea mai mare bogăție pe care o aveți, băieți? Copii. Pe iubiți? Da, foarte mult. De ce iubiți? Da, dar să nu sunt inima voastră. Da. Inima noastră, care fără ei nu poți să mâncăm. Cu ei dormim, cu ei mâncăm, cu ei ne sculăm. Ce mesaj ai avea tu să transmiți mamelor sau părinților care își abandonează copiii, spun ei pentru că sunt săraci, n-au cu ce să-i întrețină? Chiar dacă ești sărac, trebuie să fii copii lângă tine. Unde stai tu, trebuie să fii și ei. Chiar dacă nu ai ți-l da să mănânci, mergi la un om sau la o femeie, spui cu ajuns la treabă, spui că faci ceva, să-ți dai măcar o bucată de pâine să poți să le dai să mănânci. Un coleg mi-a atras atenția că pe căciulul la tine scrie ceva, că nu știi să citești, dar îți spune în orice scrie pe căciulul ta. Impossible is nothing. În engleză înseamnă, tradus în română, că nimic nu este imposibil. De și nu ceea știu. Ce era imposibil pentru voi, Dumnezeu a transformat în realitate. Da. Adineaur vorbea soția despre lucrul ăsta. Mi-a rămas în minte ideea că ați fost orfan de mici. Cum a fost viața asta de copil orfan? A fost foarte greu, că n-are ține să-ți poarte grija, să te întrebi dacă ai mâncat sau să-i spui tată sau să-l tragi, să dormi lângă ei în pat, să-ți fii aproape, să-ți ai cui spune. Asta e foarte greu. Să ai cui spune necazul? Da. Problemele. Să ai cui spune problemele ca să... Eu, ce spun, eu am fost, cum am născut de la 6 ani, am rămas orfan fără mamă, n-am avut cui să simt și eu așa dragoste de mamă, n-aveam cui, mă uitam la alții pe aici, îmi spuneam mamă, eu vineam acasă, stăteam supărat, mă uitam prin casă, îl vedeam pe tata bolnav cu inima, stăteam așa, după o perioadă omori și tata, nu mai aveam nici tată, nici mamă, și, na,
mă uitam la alții cum are tată, părinți, vinea, le întreba de mâncare, de aine și la mine nimic. Au adus niște oameni de la Bostanci, au adus niște haine și care au fost mai marișoare așa din noi și nu ne-au fost buni. Am dat și noi mai departe, am dat la niște oameni de aici, papuci care au fost... Nu ne-a s-a mâncat. Nu, le-am dat lor, când avea. De la hâțuri, uite, sunt doi și dești de la mână, nu mai poți să gândești. Dar nici sunt doi dești trei? De la frizit, de la jer, de la hâțuri, de la cap. De ce ai stat în jer? Mergeam cu calul, după fiere, după bolțari care am ca să fac și un bordet de casă. Trebuia să nască și unde stăteam, în baracă de celofan. A stat în baracă de celofan? Da, cum? A stat aproape vară într-o baracă de celofan, aici cu car. Te rugă frumos să-i dai înțelepciune să-și duce copiii într-un mediu sănătos. Și tu, Doamne, să binecuvânteze în continuare și nu, a ta mână să fie peste ei. Amin. Îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat și toți oamenii care ne-au ajutat. Binecuvintează-le, dă-le bucurii la copii, ține-i sănătoși. Când mă pun la rugat seara și dimineața mă rog pentru dumneavoastră, pentru frate Ovidiu, pentru oamenii care m-au ajutat de la Bosanci, pentru toți oamenii care m-au ajutat, să le dai Dumnezeu sănătate și putere să ajute mai departe. Mă bucur că am bătăria asta mică și am unde facem mâncare, unde pot să mâncăm împreună cu familia mea și mulțumesc. Suntem doar la câțiva kilometri de Suceava. Aici locuiește familia Chirar, familia pe care Dumnezeu a hotărât să o binecuvinteze cu o casă, cu condiții extraordinare. Și la doar câțiva metri de această familie, în bordeiul acesta, locuiește o altă familie, alți copii, alte destine. O sărăcie cruntă. Adi, vreau să te felicit pentru că ți-ai făcut poartă la drum. Când am venit aici aveai o poartă improvizată și acum ți-ai pus poartă frumos, poartă mare, poartă mică. Te felicit! Vă mulțumesc! Întreține aici curtea, întreține casa, fii băiat gospodar. Da, le vreau să fac gardă aici, nu știu când. Domnul să te ajute! Mă bucur că lucrurile care ți-am spus să le faci, le-ai făcut. Când te-am rugat să faci curățenie, să faci pe la casă câte ceva, mereu te-ai ținut de promisiune. Felicitări, Adi! Vă mulțumesc!